Numărul crescut de infectări cu COVID-19 în rândul elevilor au determinat decizia închiderii unor unități de învățământ și îndrobeta Turnu Severin. Cert este faptul că nu doar elevii vor la școală, ci și părinții, care susțin că activitățile școlare desfășurate în mediul online nici nu se compară cu cele predate în sălile de clasă. Decizia închiderii școlilor în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul elevilor se pare că nu este cea mai bună decizie. Părinții doresc ca proprii copii să-și desfășoare activitățile școlare în sălile de clasă alături de profesori și colegi. Ce părere aveți despre închiderea școlilor? Credeți că este o soluție? Nu am vrea să închidă școlile pentru copii, că trebuie să învețe, să mișe. Nu, n-aș vrea să închidă școlile. Una este să învețe la școală cu un învățător și una este cumpărit acasă care nu are răbdare sau nu explică cum trebuie. Este dificil pentru profesori să-și desfășoare activitățile școlare în mediul online, dar mai ales pentru elevi, întrucât posibilitatea de a asimila informațiile este una foarte mică, susțin părinții cărora, de asemenea, le este dificil să le explice acolo unde cei mici nu înțeleg. Lucrez în învățământ, știu cam ce și cum trebuie lucrat cu copiii, dar pentru majoritatea va fi destul de greu. Și nu se compară nimic cu învățământul față în față, la clasă, profesorul cu elevii. Cu siguranță părinții nu doresc închiderea școlilor. Pentru educația propriilor copii, aceștia resping ideea desfășurării lecțiilor în mediul online. Într-adevăr, COVID-19 s-a răspândit și printre elevi totodată cu începerea noului an școlar, însă închiderea unităților de învățământ nu este cea mai bună decizie. În loc de o Românie educată, vom avea o Românie cu nivel ridicat de analfabetism.